Poliția turcă a folosit gaze lacrimogene pentru a opri un protest al femeilor. Sute de femei au ieșit în Istanbul în stradă pentru a cere statului să intre în Convenția pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Protestele au avut loc chiar de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva femeilor. Polițiștii au ridicat baricade și au tras cu gaze lacrimogene. În urma ciocnirilor violente, una dintre protestatari a fost rănită.